Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit la Domeldo TV, sunt Cristian Ivaneș. Astăzi o să avem o discuție cu totul și cu totul specială, fiindcă față în față cu mine este domnul dr. Daniel Metz, președintele Consiliului de Administrație al NTT Data România. Domnule Metz, bine ați venit! Bine v-am găsit! Salutări dumneavoastră și celor care vor privi acest interviu. Discutăm, bineînțeles, despre IT și tehnologie, dar nu numai, pentru că discuția de față se dorește a fi una foarte degajată, aproape o șuetă, din care sunt convins că foarte multe lucruri interesante se vor desprinde și aș vrea să încep cu foarte puțină istorie, după care vom trece la altele, și anume începuturile IT-ului la Cluj. Din câte vă amintiți, dumneavoastră sunteți unul din participanții nașterii acestui fenomen al IT-ului clujan, putem spune, nu? Deci, e o întrebare, e o temă foarte dragă sufletului meu, pentru faptul că mă consider, cred că în mod îndreptățit, ca fiind unul dintre pionierii actualei industriei de IT din Cluj. Pentru că în momentul în care am pornit compania în anul 2000... E vorba de E vorba de EBS, compania... Da, de când am pornit EBS România acum exact 20 de ani, nu prea erau companii IT în Cluj. Companii în forma în care există astăzi, erau câteva companii care livrau mai mult hardware și software pentru instituțiile publice, universități și așa mai departe, și mici încercări de a face business în industria IT care nu erau la dimensiunea sau la învergura companiilor din ziua de astăzi. Și cred că am fost printre primele companii care am venit cu un model de afaceri și anume de a exporta servicii informatice pe alte piețe. Un model de afaceri care a condus la acumularea unui capital financiar, dar și uman, semnificativ, care a permis dezvoltarea acestei industrii în Cluj, cu toate efectele secundare și terțiare pe care le cunoaștem, benefice în cea mai mare măsură. De aceea mă consider unul dintre pionierii acestei industrii, o industrie care a pornit, desigur, având niște condiții de plecare optime sau pentru vremuri respective, Clujul oferea niște condiții bune, optime nu prea erau, optime sunt poate astăzi. Pe vremea respectivă, ce era important, că exista mediul ăsta universitar, existau universitățile în Cluj, existau absolvenți de informatică, era un lucru. Clujul era unul dintre puținele orașe care avea o legătură aeriană directă spre Germania, piața în care am început eu să operez. Și asta a fost, practic, motivul atunci pentru care am și ales Clujul pentru a demara această companie. Pentru că m-am uitat la mai multe orașe, m-aș fi dus cu drag la Satu Mare, de unde provin, dar Satu Mare nu avea nici universitate, nici aeroport internațional și Clujul, practic, chiar la prima vizită pe care am făcut-o în Cluj, mi-a intrat la suflet. Cunoșteam eu Clujul din înainte, dar nu la nivelul la care să ajung să trăiesc aici și să devin un clujan, o vinitură, cum se zice în ghilimele, dar care, între timp, se consideră a fi un cetățean 100% al acestei comunități. Sigur că începutul nu a fost simplu și începutul a fost marcat de tot felul de situații anacronice și o să-mi permit să dau numai da, un chiar exemplu, vă rog. Poate. Sigur. Țin minte că am mai spus lucrul ăsta, dar o să-l spun și cu ocazia asta, că mi se pare foarte hazliu oarecum. Țin minte că am emis prima factură către o companie din Germania și firma din Germania ne-a virat banii. De la bancă, Alpha Bank, era banca noastră pe atunci, ne sună că, domnul Metz, veniți la bancă că aveți o problemă aici de rezolvat și zic, de ce problemă? Haideți că vă spunem când veniți. Și mă duc acolo și îmi zice, domnul Metz, au venit niște bani din Germania,
și nu avem justificare. Aveți ceva documente pentru ei și așa mai departe? Și zic, păi da, noi am emis o factură, uite, aici e factura și așa mai departe. Le-am zis, trimiteți rapid factura pe mail, le-am trimis, le-am arătat factura. Deci, oh, păi da, asta e export. Păi nouă ne trebuie toate documentele de export. De la vamă, de la CRM-ul, de la camion, cu ce ați exportat, marfa, pe unde ați ieșit, ștampilă de la vamă și așa mai departe. Și am zis, doamnă dragă, dar noi nu am exportat cu camionul, noi lucrăm pe internet. Pe... El a zis, doamnă dragă, erau și eu doamnă un pic mai senior așa. Da. Doamnă dragă, știți ce? Dacă vă vreți banii, mereți la vamă, știți unde e vama, dacă nu știți, vă spun eu. Mereți acolo și aduceți tot de hârtire ștampilată de vamă și atunci vă pot da banii, altfel nu vă pot da niciun leu. Că așa e la noi legea. Deci asta a fost... Asta a fost începutul. Asta a fost începutul. Așa era atunci nivelul de evoluție al administrației, chiar al sistemului bancar și al întregului mediu. Adică un export nu putea fi conceput altfel de cu camionul, cu portbagajul, cu ceva. Nu poți să exporti nimic. Da. Ce spuneai tu era nimic, nu? Era... Așa era atunci, așa reglementarea aveau ei. Probabil că astea erau reglementările de la banca respectivă în acel moment. Da. De-aia spun că a fost un proces de un demers cu caracter de pionierat, pentru că pas cu pas am rezolvat foarte multe chestiuni de acest gen, care acum, dacă ne uităm în urmă, mi se par complet hazlie, așa, comice, pentru că cum poți să-mi cer tu mie documentele camionului pentru export de servicii software. Dar așa a fost. Și mai sunt încă multe povești. O să le spun poate pe parcursul emisiunii, dacă o să mai vin așa. Sigur. Ce este important de știut este faptul că la baza acestei evoluții industriei IT din Cluj stau universitățile, oamenii tineri care au ieșit bine pregătiți de pe băncile universității și, desigur, ceea ce se uită destul de des, faptul că în România și chiar în Cluj exista expertiză de informatică de pe vremea comunismului. Existau centre de calcul în România, da. Erau oameni foarte bine pregătiți la Cluj, în centrele de calcul la universități, pentru că o școală de informatică nu se naște de pe azi pe mâine, prin faptul că cineva decide, hai să facem și noi o școală de informatică, noi aveam deja o tradiție. Noi construisem un calculator pe vremuri, în timpul comunismului, dacă mai lumea știe, probabil, o mașină mainframe de tipul ăsta, de mainframe. Nu erau prea multe țări în lume care să laude cu faptul că pot să producă calculatoare, cum era România. Și erau niște specialiști, niște oameni formidabili, care ei au creat școala de informatică, au creat, practic, condițiile necesare ca la Universitatea din Cluj să se școlească informaticieni de valoare care ulterior să poată fi preluați în proiecte internaționale, în proiecte mari, complexe și unde concurența e foarte ridicată. Deci revin la afirmația anterioară, fără existența universităților, noi nu am fi putut crea această industrie. Da, putem spune, nu, că industria aceasta în ultimii 20 de ani, 21 de ani, practic a contribuit esențial la dezvoltarea acestui oraș, la occidentalizarea acestui oraș, care astăzi poate să se compare din foarte multe puncte de vedere cu orice oraș occidental de dimensiunea Clujului, nu? Bun, eu n-am să am pretenția că pot să dau un răspuns ferm la întrebarea dumneavoastră sau la afirmația dumneavoastră. Eu doresc doar să fac o trimitere către evoluția ponderii industriei ITC în PIB-ul României. Probabil că știți că între timp industria IT a ajuns în zona de 7% pondere în PIB, depășind agricultura și turismul. Deci noi am avut, de pe vremuri, știm foarte bine, aveam exporturi din agricultură foarte mari. Agricultura era una dintre nelegricirile de bază la noi. Așa este, absolut. Dar a rămas și este percepută și acum ca o șansă a viitorului, datorită faptului că trăim într-o zonă geografică propice acestei îndeletniciri. Turismul la fel. Faptul că niște firme de IT reușesc între timp să depășească ponderea
agriculturii sau a turismului, unde, dacă ne gândim la turism, aici sunt, nu știu, sute de hoteluri, mii și mii de turiști care vin și din străinătate și zeci de mii la mare, ați văzut ce nebunie în vara și așa mai departe. E, IT-ul generează între timp mai mult decât aceste două ramuri foarte relevante ale economiei naționale, ceea ce este un răspuns clar dovedit, e clar, dacă e să ne gândim la cercetarea științifică, este un fapt care e o sursă clară, fără echivoc, care ne dovedește faptul că IT-ul are un rol tot mai important. IT-ul are un rol important în Cluj, a avut un rol important în Cluj în ultimii ani și l-are în continuare și îl va avea în viitor, sunt convins de lucrul ăsta, datorită faptului că a creat o emulație și emulația asta are de-a face cu faptul că au apărut foarte multe locuri de muncă pentru tineri, ceea ce este o mare problemă a întregului bloc estic, ca să nu merg mai departe spre Orientul Mijlociu exact. Și mai departe, unde sau în țările din zona mediteraneană, în sudul Europei, în ghilimele, practic, unde există o lipsă acută de joburi pentru tineret. Pentru că nu vorbim numai despre programatori în sine, ci vorbim și despre o sumedenie de economiști sau alte profesii care au fost absorbite de către industria IT, pentru că IT-ul, o companie de IT nu angajează numai programatori. O companie de IT angajează și personal pentru servicii administrative, contabilitate, achiziții, vânzări, administrare de tot felul, pentru curățenia sediilor, pentru întreținerea sediilor, generează multe activități în industrii secundare, terțiare, de la delegații. Noi, de exemplu, la NTT Data am avut, înainte de criză, aveam anual peste 2000 de delegații în străinătate, ceea ce e foarte mult. Sau la noi veneau peste 300 de vizite din străinătate pe an. Și ce se întâmpla cu vizitele astea? Erau hoteluri, avioane, restaurante, se ieșea la masă, se generează practic o activitate economică care înainte de IT nu exista. Și asta a făcut IT-ul. Nu a supraestima rolul IT-ului în momentul de față în Cluj, din punct de vedere al veniturilor care se le au oamenii, pentru că există în Cluj, și nu trebuie să uităm lucrul ăsta, există în Cluj și o adevărată industrie a serviciilor medicale. Există în Cluj foarte multe cadre medicale, foarte mulți medici care lucrează în spitalele și policlinicile de stat, dar și în cele private. Mii de oameni care au venituri ridicate, sunt mii de oameni care lucrează în alte zone, spre exemplu, avocați, notari, arhitecți, ingineri de tot felul, manageri în tot felul de companii, foarte mulți antreprenori. Ei împreună cu IT-ul, desigur. Și IT-ul a avut un rol în a alimenta, în ghilimele, cu comenzi, tot felul de industrii care au apărut, în zona de training-uri, în zona de entertainment și așa mai departe. Deci, practic, toată această avalanșă de industrii inovative și de industrii moderne, ca și serviciile medicale, cultura, arată și așa mai departe, au o proiecție foarte sănătoasă spre viitor. Ele au condus la faptul că Clujul, orașul nostru, s-a dezvoltat foarte bine, comparativ cu alte orașe sau cu alte regiuni, dacă mă gândesc la regiunea Clujului, cu alte regiuni din România care sunt suferinde în momentul de față. Și revin la afirmația mea inițială, suferinde datorită faptului că tineretul nu are o perspectivă, nu au joburi care să le asigure niște venituri civilizate, să le asigure un viitor civilizat. Nu degeaba părăsesc între timp aproximativ 200.000 de oameni România în fiecare an și nu sunt, acei 200.000 de oameni nu sunt 200.000 de pensionari. De obicei sunt oameni care sunt încă activi și acei oameni ne lipsesc nouă între timp dacă ne gândim la lipsa acută de personal în absolut orice domenii. De la servicii de curățenie, la servicii de babysitting, la personal în zona de Horeca, nu mai găsești oameni în construcții și așa mai departe, pentru că oamenii aceia au plecat. Au plecat din țară pentru a avea un salariu decent. Iar acele salarii decente, cel puțin pentru zona asta de tehnologie, noi le putem oferi între timp în România. De aceea vin în Cluj oameni din toată țara. Există și o reacție
de respingere, din păcate, între timp, din partea celor care deja sunt în barcă. E ca și când barca e plină și vor să se sufere. Și mai vin și alții. Care sunt în barcă, încearcă să îi îndepărteze. Da. Așa e situația. Dar ce pot să spun este faptul că această industrie, practic, a adus Clujul în nemaipomenită situație de a avea peste 50% din activitatea economică în zona de knowledge-based economy, deci practic în zona de științe ale cunoașterii, în zona de servicii moderne, ceea ce este formidabil, desigur. Dar oare IT-ul la Cluj mai poate crește? Mai este spațiu de creștere? Asta vă întreabă cineva care, cum sunt eu sau alții, care efectiv nu știu, nu-și pot imagina până unde se poate extinde în viitorul imediat și chiar mai lung această activitate. Mulți, să știți, de o anume vârstă nici nu știu ce este acest IT, ce este această tehnologie informației. Bun, o să încerc să explicitez oarecum termenul ăsta de IT din punct de vedere al impactului comunitar, deci nu din punct de vedere științific, ci ce ar trebui să înțeleagă o persoană care n-a mai avut de-a face cu IT-ul, să zică, bă, dar ce e la IT-ul? Practic, știm cu toții foarte bine că, între timp, calculatorul este sistemul arterial și venos, cred că trebuie luate amândouă la un loc. Da, absolut. Al economiei mondiale. Deci, practic, nu poți să faci în ziua de astăzi afaceri, nu poți să derulești, dar nu mai afaceri, administrație, nu poți să faci fără calculator. E, aceste calculatoare au nevoie, în primul rând, pe lângă faptul că ele în sine trebuie produse de cineva, noi nu producem calculatoare la Cluj, să fie clar, aceste calculatoare au nevoie, precum telefoanele care le avem pe masă sau în buzunar, au nevoie de aplicații software, au nevoie de programe informatice care să poată reflecta activitatea economică a unei companii, programe de contabilitate, de gestiune, de salarizare, resurse umane și așa mai departe. Avem nevoie de, pentru a naviga în internet, avem nevoie de aplicații în acest sens. Toată lumea știe că e nevoie de aplicații pentru calculatoare. Un calculator fără o aplicație informatică nu are niciun sens. E, IT-ul din Cluj are foarte mult de a face cu producția acestor aplicații software care se regăsesc pe calculatoare și întreținerea, mentenanța lor ulterioară. Pentru că să programezi o aplicație, sigur că este un demers pretențios, dar să menții în viață o aplicație 2, 5, 10, 20 de ani, 30 de ani în industrie, spre exemplu, este o activitate mult mai complexă decât a dezvolta acel soft. De ce? Pentru faptul că viața merge înainte. Apar în permanență cerințe de modificare ale sistemelor care au fost dezvoltate acum câțiva ani. Oamenii au plecat. Nu mai există acei oameni. Îți trebuie un sistem foarte sofisticat care să reușească să mențină acele aplicații în viață, să le adapteze la toate modificările legislative sau transformaționale care au loc. O companie crește, se extinde, are filiale noi, are linii noi de business. Astea toate trebuie să se reflecte în aplicația informatică. Și, practic, oamenii din IT din Cluj ce fac? Dezvoltă, produc acele aplicații software sau le mențin în viață prin activități de mentenanță, suport și așa mai departe, prin consultanță, pentru că există trei direcții principale, mai multe, dar eu, așa, în accepțiunea generală, spun că există trei direcții generale. Odată, dezvoltarea acelor aplicații, și aici vorbim de programare, testare și așa mai departe, pe urmă menținerea lor în viață, mentenanță și suport, și există zona de consultanță, care e foarte importantă, în care mergi spre, uitați-vă acum în contextul digitalizării care are loc la nivel global și tot vorbim de digitalizare în România, în sectorul public, să avem mai multe aplicații, să reducem birocrația, aici e nevoie de consultanți care să vină și să expliciteze angajaților sau decidenților din economie, din administrație, în ce măsură procesele de business sau procesele administrative pot fi transferate în lumea digitală, astfel încât să nu trebuiască pentru fiecare nimic să mergem la primărie sau la instituție sau alta, să intrăm pe internet și să ne introducem acolo datele și să dăm click pe save și să ne
facem treaba în termen de două minute, fără să stăm la cos. Deci asta este IT-ul, asta face IT-ul. Și noi aducem bani în Cluj prin faptul că astfel de servicii sunt foarte cerute la nivel global. IT-ul în ziua de astăzi, practic ce face? Deservește o economie care e globalizată. Nu mai este economia, știu cu toții foarte bine, economia modernă este o economie globalizată în care granițele nu mai au rolul ăla limitativ care îl aveau pe vremuri. Între timp, economia fiind globalizată, IT-ul este globalizat, deci avem foarte mult de a face cu proiecte internaționale și în acest sens intrăm într-o competiție directă cu IT-iști, cu oameni, cu programatori, cu consultanți și așa din toată lumea. Și datorită faptului că avem șansa de a opera la nivel internațional și prețurile pe care putem să le facturăm clienților, prețurile pe care le prestăm, sunt apropiate de prețurile care sunt la nivel internațional sau sunt zona respectivă, mai sus sau în jos, pentru că sigur că în alte țări, poate în Anglia, în Germania, prețurile sunt mai ridicate, la noi mai mici, dar oricum avem șansa de a aduce o felie din tortul bunăstării care este la nivel global generat în această industrie, în România sau în Cluj. Și de aici apare această infuzie de nivel de trai la industria de IT din România, care pe urmă difuzează în celelalte structuri sau straturi, să zic eu, ale unei comunități. Și aici vorbim de industrii secundare, terțiare, de industrii adiacente care apar și generăm, practic, o putere de cumpărare care se regăsește ulterior în joburi în Horeca, joburi în ospitalitate, joburi în cultură, în artă, proiecte de sponsorizare, implicare într-o parte sau alta. Asta este, în felul ăsta, practic, IT-ul contribuie la bunăstarea unei comunități. Sigur, cu și cu efecte secundare care pot fi negative. De ce? Pentru că în momentul în care și se vorbește foarte mult între timp și în Cluj pe tema asta, în momentul în care apare un grup social care are o putere de cumpărare mai mare, desigur că există și alte grupuri sociale care au putere de cumpărare mai mică. Și aici încep să apară tot felul de clivaje care nu ai cum să le eviți. Stăteam și mă gândesc. Decât să fim cu toții săraci. Ca nu cumva unul să fie mai bogat. Înțelegeți? Eu cred că e mai bine ca noi să avem niște inițiatori de bunăstare la nivelul unei comunități. Fără niciun fel de îndoială. IT-ul este unul dintre ele. Inițiatori de bunăstare în Cluj sunt serviciile medicale. Din toată țara vin oameni, vin la Cluj, pentru că aici noi avem niște medici de înaltă calitate, avem niște structuri care pot să asigure servicii de sănătate de calitate înaltă și prin faptul că acei oameni vin la Cluj, se cazează la Cluj, mănâncă la Cluj, merg la medici, aici sunt foarte mulți medici bine plătiți, sunt asistente, e personal pe acolo. Banii aia rămân aici. Sau universitățile din Cluj. Avem, nu știu, la zi cât studenți sunt în Cluj, dar mă gândesc așa, 40, 50, 60 de mii la zi, să zic eu, nu distanță sau așa. Cu siguranță, cu siguranță. Care vin cu foarte mulți bani în fiecare an în Cluj și cheltuie acești bani aici în Cluj. Iar este un vector de bunăstare în Cluj care pune presiune pe nivelul de prețuri în Cluj. E clar că nu ai sigur. V-ați gândit vreodată la amploarea acestei schimbări fantastice care a avut loc în ultimii 25-30 de ani cu tehnologia informației, cu informatizarea vieții noastre de zi cu zi. Adică dacă în istorie până atunci schimbările mari, fundamentale, aveau loc lent, în decenii, unele chiar secole, schimbarea asta de care noi discutăm astăzi s-a petrecut fulgerător la scară istorică. 25-30 de ani, este extrem de puțini. Și așa este. Chestia asta, stau și mă gândesc și vă întreb și pe dumneavoastră, fiind atât de profund implicat în fenomenul de la noi, oare, nu știu, unde lasă omul? Pentru că tehnologizarea asta colosală, nu mai poți face nimic fără calculator, totul devine informatizat, digitalizat. Cred că, nu știu, apropo de asta, oare când ați scris și trimis ultima scrisoare scrisă de mână
și pusă în cutie la port. Cu timbrul lipit în dreapta sus. Țineți minte, nu? Am pus, să știți, am pus recent, am pus, dar nu contează. Dar într-adevăr, adică, aveți perfectă dreptate. Știți? Eu îmi permit pentru a răspunde ideii dumneavoastră, întrebării dumneavoastră, eu îmi permit să dau un mic exemplu. Da. Acum 20-30 de ani veneau tineri din toată Transilvania la Cluj ca să studieze, să învețe ca ulterior, după faza asta de studenție, să meargă acasă și să preia roluri importante, mai mult sau mai puțin importante, în economie, în învățământ, administrație, în toate zonele activității economico-sociale, bazându-se pe portofoliul ăsta de cunoștințe acumulate pe perioada studenției la Cluj. Ce făceau tinerii atunci? Veneau la Cluj, mergeau la Biblioteca Centrală Universitară sau nu numai, și memorau foarte mult, își luau notițe, pentru că numai aici erau acele cărți. Cărțile respective nu erau disponibile la Carei, la Tășnat, la Baia Sprie, la Călan, la Petroșane. Alea erau disponibile aici în Cluj. Aici erau niște profesori care știau foarte multe lucruri și ei vorbeau și toată lumea își lua notițe. Pe urmă, după 3, 4, după 4, 5 ani, 6, în medicină și așa mai departe, oamenii mergeau în teritoriu, să zic așa, și desfășurau activități bazându-se pe acele cunoștințe care le-au acumulat la Cluj. Ăsta e modelul clasic. De aceea, sistemul de învățământ românesc și nu numai, se bazează foarte puternic încă și, din păcate, pe memorare. Da. Memorarea unor cunoștințe, da, astfel încât ulterior să știi ce să aplici. E, ce se întâmplă în ziua de astăzi? În ziua de astăzi, fiecare dintre noi, fiecare tânăr, fiecare copil chiar, are în mână un telefon care are acces la Biblioteca Universală a Omenirii. Da. Nu mai trebuie să mergi la Cluj, la Biblioteca Centrală Universitară, la BCU acolo, ca să cauți o carte pentru a citi despre o anumită chestiune, să încerci să găsești ceva pe o anumită temă, ceva cât de cât actual, ci în momentul de față mergi în real time, în timp real, și îți aduci pe telefonul tău cel mai nou nivel de cunoaștere, cele mai noi informații, pe orice temă îți dorești. Da. Dumneavoastră ați anticipat asta vreodată? V-ați închipuit? Când erați liceu? Nu mi-am închipuit. La 20 de ani? Nu mi-am închipuit deloc. Nu mi-am închipuit deloc, dar am sperat că se va întâmpla ceva de genul ăsta, pentru că acel model noi deja avem și lucrul ăsta îl vedem nu numai în digitalizare, în IT. Noi vedem că ciclul ăsta de reînnoire tehnologică este foarte alert. Dacă ne uităm, spre exemplu, la autoturism, un lucru normal, sau la biciclete. Într-un fel arătau bicicletele acum 20 de ani, în alt fel arată astăzi mașinile. E, nu avea cum ca acest proces de evoluție tehnologică să nu aducă un impact și asupra științei și asupra informațiilor, pentru că informațiile sunt relevante. Nu poți să susții un astfel de demers tehnologic, de reînnoire tehnologică, fără să ai șansa de a răspândi la nivel global toată această evoluție, toată această emulație de produse noi, servicii noi, tehnologie nouă, înțelegeți? Și era de așteptat lucrul ăsta. Bun, da. Sigur că nu mi-am dat eu seama atunci, că eram mai tânăr, dar eu am crezut și am fost tot timpul optimist și astăzi consider că există niște zone în care vom evolua foarte rapid, în care poate nu credem astăzi. Dar în 10 ani, în 15 ani, având în vedere viteza de ciclului de noile tehnologii, care acum este formidabilă comparativ cu acum 10-20 de ani, vom fi surprinși să facem o comparație între 2030 și 2020. Da, înțelegeți? Sigur că da. Ceea ce pe vremuri se făcea în 10 ani, astăzi se face în 2 ani. Da, vedeți, domnule Metz, viteza asta fantastică, accelerarea asta în care trăim zilnic și care este colosală, incomparabil cu ce se întâmpla acum 10 ani, acum 20 de ani, iureșul ăsta nebun, oare nu ne dezumanizează puțin sau puțin mai mult? Adică n-are și efectul ăsta pervers, teribil de negativ
asupra psihicului nostru și asupra omenescului din noi, pur și simplu? Doresc să subscriu 100% la ceea ce ați afirmat și cu mare plăcere în toate discursurile care le-am mai ținut, în discuțiile care le-am cu studenții masteranzi de la universitate, le spun un lucru, că sunt foarte bucuros că între timp, la nivel global, a apărut o discuție tot mai intensă pe tema sustenabilității actului economic. Ce înseamnă, din punctul meu de vedere, sustenabilitate? Sustenabilitate înseamnă a genera un fenomen economic, a genera profit până la urma urmei, respectând două elemente fundamentale. Primul este natura. Pentru că poți să faci profit în ziua de astăzi, dacă foarte rapid și profituri mari, dacă îți bați joc de natură. Vezi ce se întâmplă cu pădurile. Da, păi se întâmplă, sub ochii noștri. Sigur că nu. Nu știu cum se mai întâmplă, cum se întâmplă, dar dacă ne uităm în ultimii 20 de ani, foarte multă masă lemnoasă, brută, a fost vândută în alte țări și s-au generat profituri foarte mari. Asta este un fenomen economic sau un act economic nesustenabil. Al doilea palier ține cont de limitele corpului uman. Deci noi trebuie să generăm o economie sustenabilă care să țină cont de limitele corpului omenesc. Asta este în ceea ce cred eu 100%. Pentru că avem prea des tentația de a face experimente gen inteligență artificială care să ajungă să înlocuiască omul sau decizia umană, că noi avem sentimente. Inteligența artificială nu are sentimente. Absolut. Ne putem trezi în situația în care astfel de decizii sunt luate în baza unor raționamente foarte clare și n-ai ce să le contești, dar fără a avea fundamentul emoțional. Și ne putem trezi că la un moment dat cineva va lua decizii apăsând o tastă la calculator și va impacta destinul oamenilor, destinul unor familii, a unor oameni suferinți, ceea ce nu cred că este normal. De asemenea, nu este suficient să mă uit la propria persoană. În ultimii 20 de ani în care am performat ca antreprenor, niciodată nu am pus problema resursei mele. Întotdeauna am avut grijă de plata facturilor, de bunuri și servicii, am avut grijă ca autoturismele din companie să fie întreținute, am avut grijă să avem spațiile ventilate, am avut grijă să fie temperatura nu știu care, am avut grijă ca oamenii să aibă concedii, dar n-am avut grijă sau niciodată n-am plecat de la considerentul că și resursa mea este limitată. De aceea se întâmplă, din păcate, tot mai des faptul că mulți oameni care au trăit sub într-un anumit stres devin bolnavi. Nu ne mirăm că nivelul de îmbolnăvire al societății este foarte ridicat. De ce? Pentru că trăim într-un stres generalizat. Da. Stresul ăsta continuu conduce la boli păcătoase. N-are rost să intru în detaliu, că nu mă pricep. Pot să mai spun de, am citit recent de diabet. Diabetul, în cea mai mare parte, apare datorită stresului. Diabet, cancer, exact. Alte boli groaznice. De aceea spun că evoluția asta este foarte binevenită. Dar trebuie să ținem cont în viitor de natură și de corp omenesc, de limitările care le are corpul omenesc, pentru faptul că așa suntem noi dați de Dumnezeu, așa suntem noi construiți. Și consider că orice demers antreprenorial, orice demers economic în viitor, ar trebui să aibă, să țină cont de sustenabilitatea, de o lege a sustenabilității, care a început deja să fie tot mai mult prezentă, dacă e vorba să ne gândim la protecția mediului și așa mai departe. Există și un cod al muncii care ține cont de protecția angajaților sau așa mai departe, dar nu este suficient. Va trebui ca în viitor să facem în așa fel încât să facem profit, dar respectând natura și omul. Și eu cred că este posibil. Sigur că vor avea loc, vor fi anumite modificări.
Dar gândiți-vă că și noi, în Comunitatea Europeană, acum 10-20 de ani, și nu mă refer neapărat la România, mă refer la țări mai dezvoltate, cum e Germania. Și ei, acum 20 de ani, făceau economie poluând mediul. Ei, între timp, poluarea mediului s-a redus semnificativ. Și lucrurile merg mai departe. Așa va trebui să facem în viitor. Saltul ăsta tehnologic trebuie să fie însoțit de un salt calitativ din punct de vedere al sustenabilității. Înseamnă că putem, da, putem discuta de o etică, de o moralitate a, da, așa este, a noului mult mod de a face business în decenii. Așa este. Eu am un curs la universitate care se ocupă de antreprenoriat și un capitol foarte important, am chiar două prelegeri care se referă la partea asta de etică, de compliance, de respect al regulilor de joc, al partenerilor sociali, e tot mai important. Nu poți să faci afaceri, nu poți să faci business încălcând aceste norme de etică, regulile de joc. Regulile de joc vis-a-vis de ce ne înconjoară, de la natură, la oameni, la colegi, la angajați, la clienți, la furnizori. Și cred că este secretul viitorului acesta de a construi o societate bazată pe respect față de om, față de natură, pentru că atunci cred că și gradul de satisfacție la nivel social va fi mai ridicat și nu vor mai exista atâtea frecușuri, atâtea sentimente negative față de unii sau alții care au succes, mai mult sau mai puțin, invidia asta care parcă ne-a îmbolnăvit mințile. E o boală groaznică, asta. Da. Bunia asta la nivel social, care nu sunt bune, astea conduc toate la stres și cred că trebuie să scăpăm de ele. Bine că e foarte multă dorință în ceea ce spun eu și vise, sau visuri, nu vise, visuri, care eu cred că totuși pot fi împlinite. Deci știți că multă lume ne va urmări această discuție, multă lume care vă cunoaște, multă lume care nu vă cunoaște, dar a auzit de dumneavoastră și performanțele dumneavoastră de la Cluj. Și atunci nu pot să nu vă întreb, sunteți un om împlinit pe toate planurile, ce vă mai doriți de la viața asta? Ce n-aveți și ați vrea să aveți? Întrebarea este tendențioasă, într-un anumit fel. O să-mi permit să vă dau un răspuns prin care o să mă eschivez un pic, dar un răspuns care... A fost pusă cu cea mai bună credință, vă rog să mă... Da. Un răspuns, am glumit și eu acum. Sigur. Un răspuns care este important și important și pentru mine să comunic acest lucru. Deci, practic, eu am început activitățile antreprenoriale acum mai bine de 20 de ani. Acum, anul trecut s-au împlinit 20 de ani. La 20 de ani de la înființarea firmei, am ieșit din zona executivă. Practic, am făcut un pas înapoi. Am făcut acest pas înapoi pentru faptul că sunt convins că trebuie să dăm o șansă oamenilor care vin din urmă. Sunt oameni pe care i-am învățat, i-am antrenat, oameni pe care i-am pregătit pentru a prelua destinele companiei. Și lucrul ăsta l-am făcut. Spun de 4-5 ani. Atunci când am ocazia, oamenilor tineri din industria IT, pregătiți-vă să preluați conducerea companiilor, pentru că noi, generația mea, spre exemplu, sau într-o vârstă apropiată, noi am făcut, cum am știut noi mai bine, în ultimii 20 de ani, am construit o industrie care acum este foarte performantă, dar voi va trebui să duceți mai departe. Și anul trecut, la 1 mai, am cedat postul de Chief Executive Officer, CEO, cum se spune în lumea asta, concernelor, director general, dacă ar fi să folosim un termen mai uzual la noi în țară. Și m-am retras în postul de președinte al Consiliului de Administrație, fără nicio responsabilitate executivă. Am insistat foarte mult în direcția asta, am predat toate prerogativele executive printr-un act notarial, așa se face în concern, și m-am retras pentru a da șansa echipei pe care am construit-o de a prelua în mod real managementul companiei. Am decis și am pregătit acest pas de acum 5 ani
am decis pentru mine că viitorul înseamnă să mă implic în pregătirea generațiilor care vin din urmă. Din 2017 predau la Babeș-Bolyai în calitate de cadru didactic asociat. Am în momentul de față 4 cursuri acolo pe care le predau. Și cred că zona asta este pentru mine o zonă care mă va împlini emoțional cel mai mult. Nu neapărat profesional, ci emoțional, pentru că e bine să încercăm să dăm înapoi societății, comunității din care noi am folosit resurse în a deveni oameni de succes. Și lucrul ăsta am să-l fac în anii viitor. Mă voi focusa pe activitățile mele didactice, îmi face mare plăcere. Cum spuneam, de acum 5 ani am început lucrul ăsta, mi-am făcut doctoratul, am muncit mult, am în pregătire, îmi scriu suporturile de curs, încerc să fac un lucru așa cum trebuie făcut pentru a ajuta oamenii tineri în a se pregăti mai bine pentru provocările care urmează. Și asta este ceea ce îmi ziceați că mai lipsește. Nu îmi lipsește în mod efectiv, dar simt nevoia și responsabilitatea de a da înapoi societății cât pot eu, prin angajamentul meu în pregătirea oamenilor care vor veni, nu numai în IT, pentru că predau, într-adevăr, predau și la matematică informatică, dar predau antreprenoriat acolo, dar sunt foarte mulți economiști pe care îi pregătesc, sau masteranți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și Comunicație, și sunt foarte bucuros de fiecare dată când stau în fața oamenilor tineri și mă simt deosebit de onorat că am această șansă de a sta în fața oamenilor tineri și de a le spune mult din experiența mea, pentru că am într-adevăr o experiență vastă la nivel internațional. Am avut marea șansă de a conduce oameni nu numai în România, și în Germania. Am avut în Germania, la un moment dat, peste 300 de oameni în subordine. La 21 de ani am avut o funcție de conducere în sistemul militar în România, fiind absolvent de liceu militar și școală militară. Deci am practic, am trecut prin multe și pot să dau multe înapoi oamenilor tineri. Și asta cred că e cea mai mare împlinire care vine și închide un cerc. În viața am fost obișnuit să închid, să desenez cercuri, dar cercurile trebuie să închise. La fel cum am părăsit compania după 20 de ani, am considerat că trebuie să închid un cerc. Sau în momentul în care am înființat o companie, pe urmă am dezvoltat-o, la un moment dat am simțit că trebuie să mă retrag, să închid acest cerc, pentru că eu nu voi putea la 60-70 de ani, nu știu cât o să trăiesc, să fiu acel lider al companiei, pentru că e vorba de o companie care trăiește din oameni tineri. Nu pot eu să stau acolo, să devin eu moșulică care se plimbă prin firmă cu bastonul, să încerce să motiveze oamenii tineri să le povestească cum să facă ei inovații în IT. Și învăț limitele și trebuie să ieșim, ne vine fiecăruia. Mulți oameni nu înțeleg lucrul ăsta. Și doresc să-i motivez pe toți să se gândească bine când trebuie să părăsească scena. E foarte important să urci pe scenă, să performezi, dar să și cobori de pe scenă. A insista, a rămâne pe scenă, este un risc foarte mare. Nu tot dau exemplul ăsta lui Vladimir Klitschko, un mare boxer, campion mondial, ani și ani de zile, care a fost un boxer foarte elegant, era respectat, un om inteligent. Și în ultima lui confruntare, ultima lui bătălie, în ultimele minute, a stat tot în 4 labe în ring și cum se ridica, iară lua un pumn și iar era în 4 labe și a ieșit din ultima lui bătălie, unul dintre cei mai mari boxeri care a avut lumea, cu fața umflată și cu plin de sânge. Așa trebuie să ieși de pe scenă? Nu cred că așa trebuie să ieși. Categoric nu. Trebuie să ieși înainte, astfel încât să nu ieși pe ușa din dos, ci să ieși așa pe normal, pe ușa pe care ai intrat și să poți să dai bună ziua celor cu care te întâlnești și să nu se uite lumea cu răutate la tine. Sigur că mulți nu înțeleg că se poate face așa ceva. Și chiar recent am purtat discuție și îmi zicea cineva că a, dar tot tu conduci din spate acolo. Și am zis, te rog, nu mă jigni. Nu. Nu, eu nu fac lucrul ăsta. Sigur că eu pot să stau la
și stau la dispoziția colegilor din management dacă au o întrebare, au o situație în care au nevoie de un sfat. Asta cu certitudine dați un sfat dacă vi se solicită. N-am exact, nici... dar nici într-un fel nu iau eu decizii, voi fugi ca de dracu în a lua eu decizii pentru faptul că în felul ăsta voi arăta celor din jur că echipa de conducere actuală nu este în stare să conducă compania. Și asta este o chestiune foarte gravă. Asta ar fi o greșeală enormă. Enorm, exact. Asta înseamnă că nu respect generația care vine în urma noastră. Și nu voi face lucrul ăsta. Și nu voi fi acel bătrânel care se plimbă prin companie și voi zâmbi așa sarcastic să le spun că eu sunt bossul. Cine crede lucrul ăsta se înșală. Și se înșală cum s-a înșelat poate și în alte direcții. Dar asta este, aici e vorba de respect față de oameni și respect și față de propria persoană. Sigur, absolut. Și o să mă focusez mai mult pe activitățile mele didactice, o să am grijă mai multă și de familie, de oamenii dragi, pentru că a venit momentul, foarte mulți ani am neglijat. M-am neglijat pe mine, am neglijat familia, am neglijat copiii și a venit momentul să dau timp mai mult copiilor mei, familie, celor din jur și să-mi dau mie mai mult timp. Auzindu-vă povestea care e fascinantă, sunteți unul din oamenii de succes ai României din ultimii 20 de ani. Putem spune asta fără teama de a greși. Nu exagerați. N-am exagerat. Nu. Este o realitate, asta este. Și e foarte bine că e așa. Și nu pot să nu vă întreb. Asta ați visat să fiți de copil, de adolescent? Sau atunci aveați alte vise? Ce sperați să ajungeți când sunteți mare? Acum? Foarte bună întrebare. Excelentă întrebare. Am mai fost întrebat și o să vă vă răspund foarte simplu pentru că e realitatea. Tatăl meu a fost contabil la CAP și mă uitam cu foarte mult jind la el când pleca dimineața cu tașca lui așa de piele, avea ceva hârtii pe acolo și ce mai avea registre și mergea acolo la CAP și mai mă duceam și mă uitam de afară acum lucrează acolo în birou, stătea la masă, completa înregistre și m-am văzut. Asta doream să fac eu, să fiu și eu un contabil sau poate ceva mai mult decât un contabil, dar tot în zona asta să activez. La CAP? Și asta îmi doreau să fiu. La CAP, pentru că trăiam la sat și n-aveam atunci aspirații că să ajung nu știu cine. Eu vreau să calc pe urmele tatălui meu care era contabil la CAP. De aceea, când am terminat liceul militar, am optat pentru arma finanței, spune în armată. Am făcut școală de ofițeri financiari la Sibiu, în cadrul actualei Academia Forțelor Terestre. Și am devenit, practic, șef serviciu financiar contabil în armată. Am fost contabil. Asta mi-am dorit. Și am fost foarte, foarte satisfăcut. Cum împlinisem visul. Am plecat în Germania și acolo am început din nou să lucrez în contabilitate. Am început într-un rol de contabil, pe urmă am devenit contabil șef și printr-o întâmplare, implementând un software de gestiune a companiei, un software de contabilitate, fiind responsabil de zona asta, am implementat practic astfel de aplicație. Mi-a plăcut foarte mult activitatea sau rolul acestui consultant de business care venea și ne explica cum se poate mapa activitatea noastră economică într-o aplicație informatică. Și atunci m-am gândit că poate asta ar fi pentru mine pasul următor logic și care rămâne practic în același coridor. Firul roșu oarecum rămâne în evoluția mea profesională și am trecut în zona de consultanță în implementarea unor sisteme informatice în zona financiar-contabilă. Am ajuns în felul ăsta în IT și IT-ul iară are tot felul de chestiuni. Și astăzi, practic în cadrul companiei, avem foarte multe proiecte în care avem de-a face cu zona financiar-contabilă. Am dezvoltat un produs din vremea EBS-ului, în care un produs ERP, Enterprise Resource Planning, care are în centru aplicațiile de contabilitate. Sigur că eu n-am mai făcut contabilitate. Am fost expert contabil în Germania, am făcut multe. Înțeleg și acum contabilitate și fac multe lucruri. Chiar la Sibiu, la Academia Forțelor Terestre, unde sunt cadru didactic asociat, predau studenților de la comunicație și informatică militară
elemente de contabilitate care îi ajută să înțeleagă mai bine că absolut orice ce se întâmplă în lumea asta, inclusiv într-un sistem militar, are în spate un fundament economico-financiar și încerc să-i fac să înțeleagă că în orice decizie care se ia, trebuie să ții cont de contabilitate, cum ar veni. Acum da. Nu de la CAP, contabilitatea CAP-ului. Dar e fascinantă povestea, nu am știut-o, bineînțeles, și cred că... Este o poveste reală. Este o poveste reală. Categoric. Asta am dorit să ajung. Să ajung un contabil care să meargă la CAP de pe vremea comunismului, așa știam, și să îmbătrânesc acolo pe scaunul tatălui meu. Asta a fost visul meu. Nu mi-a ieșit în forma asta, mi-a ieșit altfel, dar mai bine. Și am reușit să creez, chiar scriam astăzi într-un comentariu pe Facebook, direct și indirect, am reușit să creez peste 3.000 de locuri de muncă. Ceea ce e mai mult decât un contabil. Și mă bucur foarte mult că am reușit să fac lucrul ăsta. Așa a fost contextul. Am avut șansa asta. Am avut norocul de a fi la locul potrivit. Am avut și inspirația necesară și dorința, motivația și nebunia necesară. Reîntorcându-mă în țară după 10 ani de Germania, unde eram realizat, aveam casă, aveam un job, conduceam o groază de oameni, aveam un salariu foarte mare și am crezut eu și am visat eu că revenind în România voi face un lucru Este mare. Foarte clar care sunt realizările dumneavoastră, enorme, putem spune, fără iar teama de a greși și nici de a exagera, dar vreau să vă întreb, care este cea mai mare nerealizare a dumneavoastră? Cel mai mare eșec de care ne-ați putea vorbi, desigur? Profesional, dacă mă gândesc la zona profesională, nu pot să spun că am avut un eșec așa de anvergură. Sigur că tot felul de chestii, poate nu ne-a ieșit un proiect într-o parte sau alta, sau am avut încredere într-un om sau altul care, din păcate, practic mi-a înșelat așteptările. Astea lucruri de astea se mai întâmplă. Deci așa mari înfrângeri, să zic eu așa, n-am avut în zona profesională. În zona privată, unde cred eu că n-am excelat și unde vreau să repar acum, în ultimul segment ăsta al seniorității, vreau să repar multe lucruri, cred că n-am excelat în zona asta privată, n-am reușit să acord atenția necesară familiei, oamenilor din preajma mea, așa cum ar fi fost nevoie. Chiar dacă am fost implicat profesional foarte mult, cred că puteam să-mi iau timp mai mult și pentru familie, puteam să fac anumite lucruri altfel. Pentru că aici resimt un neajuns și aici resimt un neajuns. Resimt faptul că am neglijat oarecum familia datorită ambițiilor sau convingerilor mele că trebuie să fac niște chestiuni pe partea profesională. Și aici cred că am făcut niște lucruri nu așa cum trebuia să le fac, dar și acolo am încercat să fac lucrurile ca să se așeze și să le pot privi cu mândrie, cu oarecare mândrie, cu respect și să fiu privit în felul ăsta de către copiii mei. Și să încerc în perioada viitoare și sper că o să fie o perioadă mai lungă, așa, nu? Mai eu sper, mă apropii, acum în februarie fac 5-7 de ani, mai am încă 3. Mulți înainte. Mă dedic în mare parte în a-i ajuta pe ei, în a își croi în viață acel drum pe care și-l doresc. Și asta va fi, să zic eu, o acțiune de refacere sau de... Da, înțeleg ce vreți să spuneți. Da. De îmbunătățire a ceea ce n-am făcut bine. Deci nu pot să zic că am avut înfrângere, revenind la întrebarea dumneavoastră, sau nerealizări mari, profesionale, în niciun caz. Sigur că am mai avut aici acolo câte o chestie care nu mi-a ieșit, dar nu relevante, fără să aibă anvergura lucrurilor care mi-au reușit. Deci lucrurile care mi-au reușit sunt mult, mult mai de amploare decât ceea ce nu mi-a reușit, pentru că n-ai cum să-ți iasă toate. Dar vă spun, deci din punct de vedere, să zic eu, uman, aici resimt o anumită lipsă de performanță și mă voi strădui în perioada care vine să repar multe lucruri care nu le-am făcut bine. Să știți că a fost o discuție fascinantă. A trecut timpul incredibil.
vorbind cu dumneavoastră despre trecut, despre prezent, despre viitor. Știu că sunteți un optimist de fel, nu? Viitor... Da, sunt foarte optimist. Da, îl vedeți pozitiv? Viitorul vă, sau vă angoasează puțin? Vă desperia? Nu cred că vă sperie. Sau cum îl vedeți? Sperie. Nu mă sperie. De ce să mă sperie? Sigur că noi trecem în momentul de față întreaga societate. Probabil printr-o fază mai tulbure așa evoluției, dacă să privim așa istoria. Da, exact. E o fază mai dificilă, având în vedere și perioada asta, pandemia și ceea ce se întâmplă, așa, sentimentul ăsta de neîncredere la nivel social, lipsa asta de respect, lipsa de valori la nivel social, oamenii tineri nu mai văd, nu mai au niște ancore de stabilitate la nivel social, dar eu cred că este o fază care va trece. Noi avem, din punctul meu de vedere, ca țară, șanse mari pentru a evolua pozitiv. Suntem membri ai comunității europene, vrând nevrând vom avea un parcurs bun, dacă e să ne uităm în anii ăștia care au trecut de când suntem în comunitatea europeană. Sunt încrezător. Sigur că trebuie să ne facem lecțiile și există multe demersuri în direcția asta. Există lucruri care s-ar putea face mai repede, cu dinamică, într-o dinamică mai bună. Dar, per general, noi am progresat foarte mult în ultimii 20 de ani. Dacă este să ne uităm la cum arăta Cluj acum 10 ani, acum 20 de ani, cum arată astăzi, este un salt imens. Și lucrul ăsta trebuie să-l vedem. Îmi spun tot felul de vizitatori din străinătate, clienți, care am clienți din 2001, de exemplu, care au venit în fiecare an și care sunt uimiți de progresul pe care l-a făcut Clujul în ultimii 20 de ani. Îmi spun... Voi nu vedeți ce se întâmplă în jurul vostru pentru că sunteți implicați tot timpul și doriți să fie exact. Mai bine. Absolut. Acum tot călătoriți și vă comparați cu Zurich, cu Paris, cu Londra, cu alea. Nu vă comparați cu alea, că nu e cazul. Dar la voi salturile sunt enorme. Mai spun și unui altuia, citisem undeva, că noi, din punct de vedere al bunăstării care avem în România, noi suntem în primii 7% la nivel global din punct de vedere al nivelului de trai. Deci în România, cât de cât, avem un sistem de învățământ, avem un sistem de sănătate, avem un sistem de securitate, siguranță națională, avem cât de cât avem căldură acasă, avem curent la priză, nu murim de foame, avem presă, avem media, putem să mergem la un spectacol comparativ cu multe miliarde de oameni de pe globul ăsta, care nu au... Majoritatea celor, nu știu câte miliarde sunt... 93% din populație... O duc mai rău. O duce mai rău. Da. Noi ne comparăm tot timpul cu ce vedem în concediu în vestul Europei. Da, nu, haide să ne comparăm, să vedem exact întregul context. Suntem niște privilegiați comparativ cu majoritatea populației în această lume. Și de aceea cred că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că trăim cum trăim, să sperăm că nu o să avem războaie în viitor care să ne afecteze pe noi direct, să sperăm că nu o să mai vină alte pandemii și alte boli care să ne conturbe viața și cu încredere în viitor, cu credință, cred că nu are de ce să nu fie bine în viitor. Sigur că mai sunt aici coro nerealizări și mai avem de îmbunătățit una sau alta, dar asta e normal. Faptul că există așa o discuție dură la nivel comunitar și aici la nivel de Cluj, că sunt chestii care nu merg bine și așa mai departe, asta este doar expresia faptului că comunicăm, există o transparență, există media, oamenii pot să-și exprime nemulțumirea și bine că atunci când vezi lucrurile care nu... Și de aici vine un progres până la urmă. Ai un progres. Sigur. Identificăm lucrurile care nu ne plac. Exact. Sunt tot felul de inițiative, idei. Există o presiune care se pune asupra administrației. Un lucru normal. Peste tot în orice țară civilizată se întâmplă la fel. Dar progresul este formidabil și trebuie să-l vedem și să ne bucurăm de faptul că, dacă vorbim la Cluj, despre Cluj acum, dacă avem o boală, avem aici un medic în preajmă. Gândiți-vă la alte și alte țări care, chiar vorbeam cu cineva care trăiește în Italia pe o insulă. Români plecați de aici, din România, trăiesc pe o insulă în sudul Italiei acolo.
Și zicea, păi da, la noi, ca să ajungi la un medic, avem acolo câțiva medici pe insula aia, de ăștia generaliști, ca să ajung eu la un chirurg, la un cardiolog sau așa. Da, de... E o întreprindere să foarte serioasă. Să iau vaporul, sigur, să mă duc nu știu unde. Și da, în Italia, da, sau... Da, înțelegeți? Deci hai să ne vedem totuși și lucrurile, să vedem și partea plină a paharului, nu numai partea goală a paharului. De aceea rămân optimist, radiez tot timpul și încerc să radiez tot timpul o energie pozitivă în jurul meu, încredere, motivație, și dau sfaturi în a ne respecta meseria, profesia, în a fi corect, în a fi corect față de cei de lângă noi, față de oamenii din preajma noastră, pentru că în felul ăsta vom avea satisfacția lucrului bine făcut. Atunci când ne vom face inventarul la sfârșit de viață, soldul va fi, revenind la crezul meu de contabil, exact, soldul exact va fi pozitiv. Nu va fi scris în roșu. Atunci e negativ. Când e scris o cifră în roșu în contabilitate, atunci când făceam contabilitate, cum am făcut eu la început, în registre, când scriai, era un sold cu minus, trebuia să-l scrii cu roșu. Cu roșu. Ăla atragea atenția că nu e în regulă. Da. De soldul trebuie să fie pozitiv, scris cu negru. Cu negru, da. Asta este și nu pot decât să fiu fericit că am reușit să parcurs, să trăiesc în această perioadă a vieții aici în Cluj, într-un oraș minunat, alături de oameni minunați, și pentru că pentru toate lucrurile astea sunt recunoscător, desigur. O plăcere această discuție, domnule dr. Daniel Metz, președinte al Consiliului de Administrație al NTT Data România. Sper din suflet să vă mai avem invitat în emisiune într-un viitor, cândva. Vom vorbi despre oricând, asta. Oricând cu mare drag. Oricând cu mare drag. Poate să vorbim mai mult despre activitățile mele în zona universitară și mai puțin în zona antreprenoriat, pentru că asta va fi focusul meu și este o lume fascinantă, o lume care mă motivează, cu multe provocări, care mă motivează și aici îmi caut, ca în antreprenoriat, îmi caut tot timpul obiectivele, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, cum trebuie să îmbunătățesc activitățile didactice și foarte palpitant. Haideți să dedicăm atunci o viitoare întâlnire tocmai acestui subiect. O să discutăm despre el. Cu mulțumire încă o dată, toate bune vă doresc! Mulțumesc.